Bun găsit, dragi copii! Numele meu este Diana Ștefănescu și astăzi vă spun povestea Greuceanu de Petre Ispirescu. A fost odată ca niciodată, era un împărat și se numea Împăratul Roșu. El era foarte mâhnit că în zilele lui niște zmei furaseră soarele și luna de pe cer. Trimise deci oameni prin toate țările și răvașe prin orașe ca să dea de știre tuturor că oricine se va găsi să scoată soarele și luna de la zmei, acela va lua pe fie sa de nevastă și încă jumătate din împărăția lui, iar cine va umbla și nu va izbândi nimic, acela să știe că îi se va tăia capul. Mulți voinici se potricăliseră semețindu-se cu ușurință că va scoate la capăt o asemenea însărcinare. Și când la treabă, cât în sus, cât în jos, da din colț în colț și nu știa de unde s-o înceapă și unde s-o sfârșească. Vezi că nu toate muștele fac miere. Împăratul însă se ținu de cuvânt. Pe vremea aceea se afla un viteaz pe nume Greuceanu. Auzind și el de făgăduința împărătească, ce se gândi, ce se răzgândi, că nu mai își lua inima în dinți, încumetându-se pe ajutorul lui Dumnezeu și pe voinicia sa și plecă și el la împăratul să se închine cu slujba. Pe drum se întâlni cu doi oameni pe care slujitorii împărătești îl duceau la împăratul ca să-i taie pentru că fugiseră de la o bătălie ce o avusese împăratul acesta cu niște gadine. Ei erau triști, bieții oameni, dar Greuceanu îi mângâie cu niște vorbe așa de dulci încât le mai veni nițică inimă că era și meșter la cuvânt Greuceanu nostru. El își puse nădejdea în întâmplarea aceasta și își zise: îmi voi încerca norocul, de voi izbuti să înduplec pe împăratul, a ierta pe acești oameni de la moarte, mă voi încumeta să mă însărcinez și cu cealaltă treabă. Iar de nu, sănătate bună. Mă voi duce de unde am venit. Asta să fie în norocul meu. Niciodată nu strică cineva să facă o încercare. Și astfel, poftorindu-și unele ca acestea, aide, ajunge la curtea împărătească. Înfățișându-se la împăratul, atâtea îi povesti, așa cuvinte bune și dulci scoase și atâta meșteșug puse în vorbirea sa, încât și împăratul crezu că pe nedrept ar fi să omoare pe acei oameni, că mai de folos i-ar fi lui să aibă doi supuși mai mult și că mai mare va fi vaza lui în lume de s-ar arăta milostiv către popor. Nu mai putură oamenii de bucurie când auziră că Greuceanu a măglisit pe împăratul până într-atâta încât l-a făcut să ierte. Mulțumirea lui Greuceanu din toată inima și-i făgăduiră că toată viața lor se vor ruga lui Dumnezeu pentru dânsul ca să meargă din izbândă în izbândă, ceea ce și făcură. Această izbândă o luă drept semn bun și Greuceanu, mergând a doua oară la împăratul, grăi cu cuvintele lui mieroase cele următoare: mărite Doamne, să trăiești într-o mulți ani pe luminatul scaunul acestei împărății! Mulți voinici s-au legat către măria ta să scoată de la zmei soarele și luna pe care le-a hrăpit de pe cer și știu că cu moarte au murit fiindcă n-au putut să-și îndeplinească legămintele ce au făcut către măria ta. Și eu, mărite Doamne, cuget a mă duce într-o căutare acestor tâlhari de zmei și mi-ar fi voia să-mi încerc și eu norocul, doar va da Dumnezeu să ajungem a putea pedepsi pe acei blestemați de zmei pentru nesocotita lor îndrăzneală. Dar fii milostiv și mână de ajutor. Dragul meu Greucene, răspunse împăratul, nu pot să schimb nicio iotă, nicio cirtă din hotărârea mea și aceasta nu pentru altceva, ci numai și numai pentru că voiesc să fiu drept. Poruncile mele voi să fie una pentru toată împărăția mea. La mine părtinire nu este scris. Văzând statornica hotărârea împăratului și dreptatea celor vorovite de dânsul, Greuceanu cuvântă cu glas voinicesc: fie mărite împărate, chiar de-aș ști că voi pieri, tot nu mă voi lăsa până nu voi duce la capăt bun sarcina ce-mi iau de bună voia mea. Se învoiră
și peste câteva zile plecă, după ce puse la cale tot ce găsi că e bine să facă, ca să scape cu fața curată din această întreprindere. Greuceanu luă cu dânsul și pe fratele său și merse cale lungă depărtată până ce ajunse la faurul pământului, cu care era frate de cruce. Acest faur, fiind cel mai mare meșter de pe pământ, era și năzdrăvan. Aici se opriră și poposiră. 3 zile și 3 nopți au stat închiși într-o cămară, Greuceanu cu faurul pământului, și se sfătuiră. Și după ce se odihniră câteva zile și mai plănuiră ceea ce era de făcut, Greuceanu și frate său o luară la drum. Îndată după plecarea Greuceanului, faurul pământului se apucă și făcu chipul lui Greuceanu numai și numai din fier. Apoi porunci să arză cușnița ziua și noaptea și să țină chipul acesta fără curmare în foc. Iar Greuceanu și frate său merseră cale lungă și mai lungă până ce li se făcu calea cruci. Aici se opriră, se așezară pe iarbă și făcură o gustărică din merindele ce mai aveau și apoi se despărțiră după ce se îmbrățișară și plânseră ca niște copii. Mai înainte de a se despărți, își împărțiră câte o basma și se înțeleseră zicând: atunci când basmalele vor fi rupte pe margini, să mai tragă nădejde unul de altul că se vor mai întâlni, iar când basmalele vor fi rupte în mijloc, să se știe că unul din ei este pierit. Mai înfipse și un cuțit în pământ și ziseră: acela din noi care s-ar întoarce mai întâi și va găsi cuțitul ruginit, să nu mai aștepte pe celălalt, fiindcă aceasta însemnează că a murit. Apoi Greuceanu apucă la dreapta și fratesul la stânga. Fratele Greuceanului, umblând mai multă vreme în sec, se întoarse la locul de despărțire și, găsind cuțitul curat, se puse a-l aștepta acolo cu bucurie că văzuse soarele și luna la locul lor pe cer. Iar Greuceanu se duse pe o potecă care îl scoase tocmai la casele zmeilor așezate unde-și înțărcase dracul copiii. Dacă ajunse aici, Greuceanu se dete de 3 ori peste cap și se făcu un porumbel. Vezi că el ascultase năzdrăvăniile ce-l învățase faurul pământului. Făcându-se porumbel, Greuceanu zbură și se puse pe un pom care era tocmai în fața caselor. Atunci, ieșind fata de zmeu cea mare și uitându-se, se întoarse repede și chemă pe mumăsa și pe soră-sa cea mică ca să vină să vază minunea. Fata cea mică zise: măiculiță și surioară, pasărea asta, gingașă, nu mi se pare o gurlie pentru casa noastră. Ochii ei nu seamănă a de pasăre, ci mai mult seamănă a fi ochii lui Greuceanu cel de aur. Până acum ne-a fost și nouă. De aici înainte, numai Dumnezeu să-și facă milă de noi și dai noștri. Pasămite aveau zmeii cunoștință de vitejia lui Greuceanu. Apoi intrară câte ștrele zmeoaicele în casă și se puseră la sfat. Greuceanu numai decât se dete iarăși de 3 ori peste cap și se făcu o muscă și intră în cămara zmeilor. Acolo se ascunse într-o crăpătură de grindă de la tavanul casei și ascultă la sfatul lor. După ce luă în cap tot ce auzi, ieși afară și se duse pe drumul ce ducea la Codru Verde și acolo se ascunse sub un pod. Cum se vedea treaba, din cele ce auzise, știa acum că zmeii se duseră la vânat în Codru Verde și aveau să se întoarcă unul de cu seară, altul la miezul nopții și tartorul cel mare despre ziua. Așteptând Greuceanu acolo, iată măre că zmeul cel mai mic se întorcea și, ajungând calul la marginea podului, unde sfărui odată și sări înapoi de 7 pași. Dar zmeul, mâniindu-se, zise: ah, mâncau ar lupii carnea calului! Pe lumea asta nu mi-e frică de nimeni, numai de Greuceanu de aur, dar și pe acela cu lovitură îl voi culca la pământ. Greuceanu, auzind, ieși pe pod și strigă: vino, zmeule viteaz, în săbi să ne tăiem sau în luptă să ne luptăm? Ba în luptă, că e mai dreaptă! Se apropiară unul de altul și se luară la trântă. Aduse zmeul pe Greuceanu și îl băgă în pământ până în genunchi. Aduse și Greuceanu pe zmeu și îl băgă în pământ până în gât și tăie capul. Apoi, după ce aruncă leșul zmeului și al calului sub pod, se duse să se odihnească.
când, în puterea nopții, veni și fratele cel mare al zmeului și calul lui sări de 17 pași înapoi. El zise, ca și frate său, greucean îi răspunse și lui, ca și celui din tâi. Ieșind de sub pod, se luă la trântă și cu acest zmeu. Și unde mi-a dus nene zmeul pe greuceanu și îl băgă în pământ până la brâu. Dar greuceanu, sărind repede, unde mi-a dus și el pe zmeu odată, mi-l trânti și îl băgă în pământ până în gât și tăie capul cu paloșul. Aruncându-i și murtăciunea acestuia și a calului său sub pod, se puse iarăși de se odihni. Când despre zori, unde venea, măre, venea tatăl zmeilor ca un tartor de cătrănit cera. Și când ajunse la capul podului, sări calul lui de 77 de pași înapoi. Se necăji zmeul de această întâmplare cât un lucru mare și unde răcni. Ah, mâncare-ar lupi carnea calului, că pe lumea asta nu mi-e frică de nimeni, doar de greuceanul de aur și încă și pe acesta nu mai să-l iau la ochi cu săgeata și îl voi culca la pământ. Apoi, ieșind și greuceanul de sub pod, îi zise, de, zmeule viteaz, vino să ne batem în săbii, să ne tăiem, în suliți să ne lovim, ori în luptă să ne luptăm. Sosi zmeul și se luare la bătaie, în săbii se bătură ce se bătură și se rupseră săbile, în suliți se loviră ce se loviră și se rupseră sulițele, apoi se luare la luptă. Se zguduiau unul pre altul, de se cutremura pământul și strânse zmeul pe greucean odată, dar acesta, băgând de seamă ce are de gând zmeul, se umflă și se încordă în vine și nu păți nimic. Apoi greuceanul strânse odată pe zmeu, tocmai când el nu se aștepta, de-i pârâii oasele. Așa luptă nici că s-a mai văzut și se luptară și se luptară până ce ajunse vremea la nămiez și osteniră. Atunci trecu pe deasupra lor un corb care le se legăna prin văzduh și căuta la lupta lor și văzându-l, zmeul îi zise, corbule, corbule, pasăre cernită, du-mi-e un cioc de apă și-ți voi da de mâncare un voinic cu calului cu tot. Zise și greuceanu, corbule, corbule, mie să-mi aduci un cioc de apă dulce, căci eu ți-oi da de mâncare 3 leșuri de zmeu și 3 de cal. Auzind corbul aceste cuvinte, aduse lui greuceanu un cioc de apă dulce și astâmpără setea, căci însetoșoaseră nevoie mare. Atunci greuceanu mai prinse la suflet și împuternicindu-se, unde ridică nene odată pe zmeu și, trântindu-mi-l, îl băgă în pământ până în gât și puse piciorul pe cap, ținându-l așa. Apoi îi zise, spune-mi, zmeule spurcat, unde ai ascuns tu soarele și luna, căci azi nu mai scăpare din mâna mea? Se codea zmeul, îngâna verzi și uscate, dar greuceanu îi mai zise, spune-mi, vei or nu, eu tot le voi găsi și încă și capul retezați-l voi. Atunci zmeul, tot mai nădăjduindu-se a scăpa cu viață, dacă îi va spune, zise, în codru verde este o culă, acolo înăuntru sunt închise, cheia este degetul meu cel mic de la mâna dreaptă. Cum auzi greuceanu unele ca acestea, îi reteză capul, apoi îi tăie degetul și-l luă la sine. Dete corbului, după făgăduială, toate stârvurile și, ducându-se greuceanul la cula din codru verde, deschise ușa cu degetul smeului și găsi acolo soarele și luna. Luă în mâna dreaptă soarele și în cea stângă luna, le aruncă pe cer și se bucură cu bucurie mare. Oamenii, când văzură iarăși soarele și luna pe cer, se veseliră și lăudare pe Dumnezeu că a dat atâta tărie lui greuceanu de a-i zbândi împotriva împielițaților vrășmași ai omenirii. Iar el, mulțumit că a scos la bun capăt slujba, o luară la drum, întorcându-se înapoi. Găsind pe fratele său, la semnul de într-o locare, se îmbrățișară și, cumpărând 2 cai ce mergeau ca săgeata de iute, întinseră pasul la drum ca să se întoarcă la împăratul. În cale, dete peste un păr plin de pere de aur. Fratele greuceanului zise că ar fi bine să mai poposească puțin la umbra acestui păr ca să mai răsufle și caii, iar până una alta să culeagă și câteva pere spre a-și mai momi foamea. Greuceanu, care auzise pe smeoaice ce plănuiseră, se învoi a se odihni, dar nu lăsă pe frate său să culeagă pere, ci zise că le va culege el.
Atunci trase paloșul și lovi părul la rădăcină. Când, ce să vezi, dumneata? Unde începu a curge niște sânge și venind scârbos și un glas se auzi din pom zicând: mă mâncași friptă, greucene, precum ai mâncat și pre bărbatul meu! Și nimic nu mai rămăsese din acel păr decât praf și cenușe, iar frate său încremeni de mirare, neștiind ce sunt toate acestea. După ce plecară și merseră ce merseră, deteră preste o grădină foarte frumoasă, cu flori și cu fluturei și cu apă limpede și rece. Fratele greuceanului zise: să ne oprim aici, nițel, ca să ne mai odihnim căișorii, iar noi să bem nițica apă rece și să culegem flori. Așa să facem, frate, răspunse greuceanul. Dacă această grădină va fi sădită de mâini omenești și dacă acel izvor va fi lăsat de Dumnezeu. Apoi, trăgând paloșul, lovind tulpina unei flori care se părea mai frumoasă și o culcă la pământ. După aceea, împunse și în fundul fântânei și a marginilor ei, dar în loc de apă, începu a clocoti un sânge mohorât, ca și din tulpina florii, și umplu văzduhul de un miros grețos. Praf și țărână rămase și din fata cea mare de smeu, căci ea se făcuse grădină și izvor ca să învenineze pe greuceanu și să-l omoare. Și scăpând de această pacoste, încălecară și plecară la drum repede ca vântul. Când, ce să vezi, dumneata, unde se luară după dâns și scorpia de muma zmeoaicelor, cu o falcă în cer și cu alta în pământ, ca să înghită pe greuceanu și mai multe nu. Și avea de ce să fie cătrănită și amărâtă, că nu mai avea nici soț, nici fete, nici gineri. Greuceanu, simțind că s-a luat după dâns și smeoaica cea bătrână, zise frățină său: iată, uite, frate, înapoi și spune-mi, ce vezi? Ce să văz, frate? Îi răspunse el: iată, un nor vine după noi ca un vârtej. Atunci, detebice cailor, care mergeau repede ca vântul și lin ca gândul, dar greuceanu mai zise odată fratelui său să se uite în urmă. Acesta îi spuse că se apropie norul ca o flăcăraie, apoi, mai făcând un vânt cailor, ajunseră la faurul pământului. Aci, cum descălecară, se închise în făuriște. Pe urma lor, ea ca și zmeoaica, de-i ajungea, îi prăpădea. Nici oșcior nu mai rămânea din ei. Acum însă n-avea ce le mai face. O întoarse însă la șiretlic. Rugă pe greuceanu să facă o gaură în părete ca măcar să-l vază în față. Greuceanu se prefăcu că se înduplecă și făcu o gaură în părete. Dar faurul pământului se aținea cu chipul lui greuceanu cel de fier, ce arsese în foc de sărea scântei din el. Când smeoaica puse gura la spărtură ca să soarbe pe greuceanu, faurul pământului îi băgă în gură chipul de fier roșu ca focul și îl vâră pe gât. Ea, înghiorț, înghiți și pe loc și crăpă. Nu trecu mult și stârvul smeoaicei se prefăcu într-un munte de fier și astfel scăpară și de dânsa. Faurul pământului deschise ușa a făuriștei, ieși afară și se veseliră 3 zile și 3 nopți de așa mare izbândă. El mai cu seamă era nebun de bucurie pentru muntele de fier. Atunci porunci călfilor să facă lui greuceanu o căruță cu 3 cai, cu totul și cu totul de fier. După ce fură gata, suflă asupra lor și le dete duh de viață. Luându-și ziua bună de la fratesul de cruce, faurul pământului, greuceanu se urcă în trăsură cu fratesul cel bun și porni la roșu împărat ca să-și primească răsplata. Merse, merse, până ce li se înfurci calea. Aici se opriră și poposiră. Apoi greuceanu desprinse de la căruță un cal și-l dete fratelui său ca să ducă împăratului roșu vestea cea bună a sosirii lui greuceanu cu izbânda săvârșită, iar el rămase mai în urmă. Înaintând el alene, răsturnat în căruță, trecu pre lângă un diavol șchiop care le ținea calea drumeților ca să le facă neajunsuri. Acestuia îi fu frică să dea piept cu greuceanu, dar ca să nu scape nici el neatins de răutatea lui cea drăcească, îi scoase cuiul din capul osiei, de din dărât și-l aruncă departe în urmă. Apoi tot el zise greuceanului: măi, vericule, ți-ai pierdut cuiul? Du-te de ți-l caută! Greuceanu, sărind din căruță, își uita acolo paloșul din greșeală, iar când el își căuta cuiul, diavolul îi fură paloșul, apoi așezându-se în marginea drumului, se dete de 3 ori peste cap și se schimbă într-o stană de piatră.
puse Greuceanu cuiul la capul osiei, îl înțepeni bine, se urcă în căruță și pe aici ție drumul. Nu băgă însă de seamă că paloșul îi lipsește. Ascultați acum și vă minunați, boier dumneavoastră, de pățania bietului Greuceanu. Un mangosit de sfetnic dai împăratului roșu se făgăduise diavolului dacă îl va face să ia el pe fata împăratului. Ba încă și rodul căsătoriei sale îl închinase acestui necurat. Împielițatul știa că Greuceanu, fără paloș, era și el un om ca toți oamenii. Puterea lui în paloș era, fără paloș era necunoscut. Îi fură paloșul și-l dete becisnicului de sfetnic. Acesta se înfățișă la împărat și-i ceru fata, zicând că el este cel cu izbânda cea mare. Împăratul îl crezu, văzându-i și paloșul, și începura a pune la cale cele spre cununie. Pe când se pregătea la curte pentru nuntirea fiicei împăratului cu voinicul cel mincinos, ce zicea că a scos soarele și luna de la zmei, vine și fratele Greuceanului cu vestea că Greuceanu are să sosească în curând. Sfetnicul cel palavatic, cum auzi de una ca aceasta, merse la împăratul și zise că acela este un amăgitor și trebuie pus la închisoare. Împăratul îl ascultă, iar sfetnicul umbla de-an câtelea zorind să se facă mai curând nunta, cu gând că dacă se va cununa odată cu fata împăratului, apoi poate să vină 100 de greuceni, că n-are ce-i mai face, lucru fiind sfârșit. Împăratului însă nu-i prea plăcu zorul ce da sfetnicul pentru nuntă și mai tărăgăi lucrurile. Nu trecu mult și iată că sosește și Greuceanu și, înfățișându-se la împăratul, acesta nu știa între care să aleagă. Credea că acesta să fie Greuceanu, dar nu-și putea da seama de cum paloșul lui Greuceanu se afla în mâna sfetnicului. Atunci băgă de seamă și Greuceanu că lipsește paloșul și tocmai acum îi veni în minte pentru ce nu văzuse el stana de piatră decât după ce-și găsise cuiul de la osie și se întorcea la căruță cu dânsul. Pricepu el că nu e lucru curat. Împărate prealuminate, zise el, toată lumea știe că ești un om drept, te rog să-mi faci și mie dreptate. Mult ai așteptat, mă așteaptă, rogu-te, încă puțin și vei vedea cu ochii adevărului. Primi împăratul a mai aștepta până ce să se întoarcă Greuceanu. Acesta se puse iarăși în căruța lui cu cai cu tot de fier și într-un suflet merse până ce ajunse la stana de piatră, acolo unde necuratul îi scosese cuiul de la căruță. Ființă netrepnică și păgubitoare omenirii, zise el, dă-mi paloșul ce mi-ai furat, căci de nu, praful nu se alege de tine. Piatra nici că se clinti din loc măcar. Atunci Greuceanu se dete de 3 ori peste cap, se făcu buzdugan cu totul și cu totul de oțel și unde începu nenea lovi în stană de a se cutremura pământul. De câte ori da, de atâtea ori cădea câte o zburătură din piatră. Și lovi ce lovi până ce îi sfărmă vârful. Apoi deodată începu stana de piatră a tremura și a cere iertăciune. Iar buzduganul, de ce da, daia își întețea loviturile și dete și dete până o făcu pulbere. Când nu mai fu în picioare nimic din stâna de piatră, căută prin pulberea ce mai rămăsese și-și găsi Greuceanu paloșul ce-i furase satana. Îl luă și, fără nicio clipă de odihnă, veni și se înfățișă iarăși la împăratul. Sunt gata, mărite împărat, zise el, să arăt oricui ce poate osul lui Greuceanu. Să vină acel sfetnic nerușinat care a voit să te amăgească spre a ne înțelege la cuvinte. Împăratul îl chemă. Acesta, dacă veni și văzu pe Greuceanu cu sprinceana încruntată, începu să tremure și-și ceru iertăciune, spunând cum căzuse în mâinile lui paloșul lui Greuceanu. După rugăciunea lui Greuceanu, dobândi iertare și de la împăratul, dar acesta îi porunci să piară din împărăția lui. Apoi scoase pe fratele Greuceanului de la închisoare și se făcu o nuntă de-alea împărăteștile și se încinse niște veselii care ținură 3 săptămâni. Și eu încălecai poșa și vă povesti dumneavoastră așa. Dragi copii, sunt Diana Ștefănescu. Vă mulțumesc că ați ascultat împreună cu mine povestea Greuceanu de Petre Ispirescu. Pe data viitoare!